Vizita din martie anul acesta lui Dodon la Bălți. El a promis 25 de milioane de lei pentru renovarea drumurilor în Republica, în Bălți. Da. Au ajuns acești bani în bugetul primăriei de Bălți? Deci n-au venit acești bani. Deci Dodon s-a referit că el îmi place împărțit pe țară drumuri bune pentru Moldova. Și eu înșel te-am spus atunci în public și am spus dumneavoastră că bălțenii transferă 1,5 miliarde de lei în bugetul național și că anul ăsta a venit ceva mai mult pentru drumuri bune. Deci, în primul rând, aceste proiecte au avut loc în guvern și Dodonul a încercat să facă unii pe banii tot cetățenilor. Au încercat să arăt că asta e banii lui. Dacă aduce măcar 1 milion de lei, Dodon, ce ai, că o răzvie să facă 200 de metri de pavaj, să văd chiar că au făcut 200 de metri de pavaj, Igor Dodon. Eu am spus ca să ieși sincer, să-i mulțumesc. Asta fix așa cum eu să ies acum în fața dumneavoastră. Spre exemplu, acum reparăm strada Conev. Da, eu ca primar administrez toate cheltuielile. S-a făcut concurs. Eu trebuie să am grijă ca să fie un pavaj frumos, să fie pistă pentru bicicliști, să fie o canalizare, să fie un iluminat stradal modern. Dar eu să ies la Bălțen și spun, ia вот вам сделал улицу Конева. Deci asta doar sunt bani din bugetul, din bugetul municipiului Bălți și cum eu, Renat Usatăi, n-am dreptul, nici eu, nici Dodon sau oricare alt politician care din bani publici realizează ceva și să iasă și să asume chiar că eu v-am făcut-o. Deci este un lucru absolut incorect și un lucru urât. Când faci din bani personali, iată, eu ies acum, am dat start lucrărilor în Parcul Victoriei. Astăzi am fost, am proiectat de dimineață să facem o pistă frumoasă la lacul Orășănescu. Eu am spus, lucrările încep din sursele lui Renato Usatăi. Pe urmă, primăria poate să implici continuu. Adică trebuie să facem o diferență. Dar sunt blămas și trebuie să-i mulțumesc chiar de lunina în oraș. Că domnule Usatăi, chiar că v-am pornit lunina seara. Așa arată și Dodon cu 25 de milioane de lei. Foarte simplu.